astăzi toate reformele structurale sistemice în justiție, în primul rând în justiție, vor duce la concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane. Și orice proces de acest gen trebuie să fie sistat, iar societatea trebuie să pună rezistență acestor procese. Altfel, noi foarte curând vom ajunge, Igor Dudu, foarte curând vom ajunge în situația anilor care au urmat după 16, 15, 16, 17, 18 și așa mai departe. Asta este un proces foarte periculos. Există unități, persoane unicale, unități, da, puțini, care au știut să facă față unui volum atât de mare de control. Astăzi, Partidul Socialiștilor, împreună cu Igor Dodon, controlează practic tot și foarte curând vor controla și procuratura.